clipa de față nu știm ce ofertă are Tavi Popescu. Dacă are, poate n-are. Păi asta, deci, pentru mine și Tavi Popescu și Ianis Stoica sunt poate cei mai talentați jucători ai acestei generații. De departe, da? Și Petrila de la Cluj. Sunt trei jucători extrem de talentați, foarte talentați. Încă n-au confirmat ca să ducă să joace la o echipă de, când în cele 5 campionate, 4-5 campionate puternice ale Europei și la echipă bună, cum au plecat la Parma, Mihaila și Man. Pentru că atunci au plecat la Parma, Mihaila și Man, erau doi jucători care erau mult ca performanță peste Popescu, Tavi și peste Ianis Stoica. Însemnau altceva, da? Man fusese în echipa aia în 2019, în Italia, deci era cu totul altceva. Eu spun că aici trebuie, noi am spus în emisiune aici, modul cum ei sunt forțați, eu zic că le dăunează jucătorul în primul rând, dar e problema lor. Pentru că se joacă prea mult cu ei. Nu-i treaba mea, treptat. Nu, ați mai spus-o și întrebări. Deci important este ca ei să aibă cât de cât continuitate, să crească pas cu pas și eu spun că ei vor putea fi la un nivel care să atragă atenția dacă vor evolua cel puțin ca acum, peste vreo 2 ani de zile. Atunci vor putea veni echipe mai bune de afară. Deci e corect ce a spus și este foarte important să nu își dorească să ducă foarte repede la o echipă mare. Am avut doi jucători care au ajuns la echipe, chiar 3, dacă mi-și palibec, la echipe mari, la Inter. Corect. Prima dată a fost Mutu, după aceea a fost Iani Zicu, da? Zicu n-a prins niciun meci, Mutu are vreo 12 meciuri. Mutu a jucat, după aceea a trebuit să coboare la nivelul la care era el de fapt în Italia, pe la Parma, Verona, să vină la un nivel acceptabil și după aceea să încerce să revină, a avut șansa să ducă la Chelsea, datorită agentului care l-a dus la Chelsea. Deci foarte bine asta, a performat acolo, dar acea poveste urâtă care a trăit-o el și el singur și a făcut-o mâna lui, l-a dat în